Sigur, Steaua n-a pierdut niciodată un meci acasă. Iar Pandurii Târgu Jiu cu Cristi Balaj la centru n-au câștigat niciun meci în deplasare. Trei victorii în ultimele trei etape. Au dat minimum două goluri pe meci în aceste ultime trei etape. Este cel național. Primește la Tovlevici, Cristi Tănase în partea stângă. Se demarcă la Tovlevici, întâmpinat de Viera. Component al grupului larg de jucători. Antă, acum două sezoane era la Săgeata Năvodari. Acum este urmărit de antrenorii echipei naționale. Pare bine Pleașca acolo. Sigur, ăsta este rolul în acest an, doar trei goluri. Doar trei goluri în toate competițiile. Și și evident o poziție mai puțin convenabilă, cea de vârf. S-ar simți mai bine cu un atacant puternic, un atacant de careu care să-i facă culoare. Iată din nou pe Rusescu, jucătorul cu execuții interesante, încearcă să treacă de Viera. Viera întinde însă un picior telescopic și scoate mingea din... Popa, intrare la Di Popa, Rusescu încearcă acolo combinația, Morceanu, scoate Lungote, Iancu. Ce ocazie ratează Steaua cu Morceanu. Surpriză, defensiva Pandurilor. La pasa, repet, pasa excepțională dată de Iancu, fără să se uite la Di Popa. Din nou Viera și Ibe, faul de Alechieri. Au intrat în careul lui Tătărușanu în aproape un sfert de oră din această partidă. Matuleviciu se încercă de Viera pe spate pentru Gioni. Urceanu, una din diagonalele sale lungi, de data asta pasă imprecisă. Gheorghevski se bate cu Nicoară. La Toblevici, ce face acolo Rusescu? Au superioritate din nou fotbalistii lui Reiegaf, centrare pe jos Petru Rusescu, va fi corner. Nu. Au de poartă, a văzut mărunt, o posesie, iată cu pasă scurte. Pentru moment Pandurii scapă de pressing. Dar mingea se duce mult mai în spate. Se duce la stopărul. Tănase. Rusescu încearcă să-l păcălească acolo pe Cristi Balaj. Rusescu reușește să paseze bine la Popa. Iată-l pe Tănase acum. Pare să fie vulnerabilă formația oaspete la acest atac. Tănase însă pierde mingea. Și este un atac neregulat. Era pentru Ibec. Pe Bourceanu. Asta scade din forța ofensivă atunci când e cazul. Intră tare acolo Osman Viera, jucător adus în drum. Claudiu Voiculaș la marginea terenului se plânge de dureri la umăr. Pandurii în inferioritate numerică la acest atac al Stelei. Iată o nouă urcare a lui Pintilii. Minge scoasă în afara terenului. Iancu. Ținere reciprocă. Da, foarte bine. Cristi Balaj lasă jocul. E adevărat că își asumă riscul arbitrul. Și acum 3 ani juca în Liga a 2-a Universitatea Cluj. Acum prinde echipa națională și nu e singurul caz. Aruncă repede Tănase. Execuție frumoasă încercată de Rusescu. Rusescu în continuare în pressing, ajutat și de Tănase, cu adevărat, este probabil cel mai bun fundaș lateral din țară, dar mai sunt și probleme de concentrare pe care le înregistrează ex-timișoreanul. Centrare bună a lui Latovrevici, scoasă în afara terenului. Regulamentar, șutul lui Rusescu blocat de intervenția curajoasă a lui Pleașcă și rămâne să vedem reluarea ca să ne lămurim. O pasă de la Nicoară. În meciul din tur, Pintilii a scris împotriva Stelei pentru Pandurii. În meciul din campionatul trecut, de la Ploiești. Victoria 2-1, Pintilii, da. Și Voiculescu. O să fi indus în eroare. De aceea e bine să nu ne pronunțăm la asemenea faze. Așa cum am lăudat pe Florin Păunescu, să-l lăudăm și pe Bogdan Gheorghe. A fost poate chiar un pic mai în spate Matuleviciu. E adevărat că și avea și o poziție mai bună decât
camera cu care s-a filmat. Pizza dintr-un penalti pe care l-a scos tot el. Iată-l acum pe Tănase, jocul se deschide. Tănase trece frumos, Tănase de Viera, centrează în fața porții. Sărusescu ajunge. Dar și această ocazie a venit pe fundul unei greșeli mari la mijlocul terenului. Acolo Pleașcă, Voiculeț, Nistor, evidentă pe care o au fotbaliștii din Târgu Jiu. Vine Sucala, domină Careul Vic și înscrie fără nicio problemă din 5 metri. Cel mai înalt jucător de... Nicoara nu reușește stopul. Tușă pentru Steaua. Da, motivul pentru care Viera a primit... Iată, doar 4 jucători ai Stelei în careul Panturilor. Cred că așa a fost și la golul precedent. Sunt 10 contra 4. Ca să nu mai pună sub înaintea meciurilor de săptămâna viitoare. Steaua joacă marți la Bistrița și vineri cu Dinamo. Numele fostul fundaș al Chiajnei. Curtea de Argeș. Benone Lazăr. De acolo vine și el. La Rucăr, atenție, într-un meci de Liga 4-a, de câte mi-am duc aminte, i-a propus să vină să sus pe tot. Peste omul la Mersarului. Mamere la acolo. Era Ristor. Și Popa, de altfel. Popa fautat, Balaj lasă avantaj, Popa rămâne întins pe gazon, pasă către Nicolici să nu mai ajunge și sportivi oaspeții dau mingea afară. Să sperăm că Adi Popa în acest sezon. Meciul în acest sezon. Drept că toate au fost acasă. Al Stelei împrumutat la Târgu Jiu cu o evoluție bună și apreciată în toamnă, evoluții care au determinat conducerea Gorjenilor, s-a cum s-au înțeles. Bat repede Gorjenii, vine acolo Viera. Mingea a căzut în careu, importantă pentru Cristi Pustai. Voiculeț, decarul echipei, și asta spune multe despre rolul său la Panduri. În adâncimea aceasta, Ibeh, centrarea lui Ibeh, respinsă bine de Sucala până la Nicolici. Nicolici protejează balonul, cade ușor, se depozită. Nicolici câștigă în prima fază duelul cu Viera. Pentru Nicolici această pasă era poziție corectă, Fanionul a rămas jos, s-a luptat acolo și a câștigat în prima fază Viera, iar din gote. Se pare că la Torlevici va reveni. Centrare, mingea lovește pe Viera în piept. Minge în adâncime, jucată bine de Rusescu. Centrarea la întâlnire dată de Adi Popa. Minge respinsă de Viera. Dintr-o bucată, bine pentru Popa. Porceanu. Și este mingea lui Viera. Viera atacat de Prepeliță, pus în dificultate. Mingote trebuie să degajeze. Prepeliță, da, se prăbușește acolo într-o capcană. Terenul arată rău, lamentabil în anumite zone. Am înțeles din anumite surse. În tur, spuneam, a fost 0-0. A fost primele puncte pierdute acasă de Panduri Târgu Jiu și primul meci în care Steaua nu a înscris. Iată, Nistor, Cristea. Din nou Nistor. Se pare că Tădărușanu are probleme cu spatele, ne spun colegii din CAR, și va fi schimbat. Tânărul Cojocaru. Pentru
75, Steaua are ultimul joc ca fiind, care a contat ca fiind pe teren propriu pentru Steaua. Gol pentru Panduri. Eliminare într-o partidă care s-a accidentat. Răduț. Vistea. A scos 3 mijlocași. Care a început jocul Cristi Pap. Mai are 5 etape. Un catalizator al atacului Stelei. Nu cred că e deranjat de faptul că n-am scris. A dat o mulțime de pasă de gol. Inclusiv azi. O, ce face puncte. Nicolici. Nicolici față în față cu Viera. Trece mingea pe lângă fugașul african. De cele mai multe ori Nicolici. Tărușanu nu trebuie schimbat. Greșeal acolo. Nu s-au înțeles Mamele și Vlad. Da, bine așa de Nicolici, e mingea cu pieptul pentru Filip. O acțiune de efect, a fost ușor dezechilibrat. Cristi Balaj nu dă niciodată fault, astfel de fapt. Steaua a scăpat de preînvoltura echipei, sigură că va câștiga cele 3 puncte. Și așteaptă, dacă ar fi nevoie, meciul Petrolului de la... Era în mișcare, s-o minge respinsă. Chiricheș, în zid. Șutul a fost slab. Dar până acum precedentele 4 partide s-au încheiat cu 3 remize și o victorie pentru Pandurii. Filii.